Mircea Negulescu, fost procuror DNA Prahova, a încercat să stea departe de ochii presei, așa că la sediul parchetului general a vrut să folosească altă intrare. Din nefericire pentru el, a fost redirecționat către intrarea principală. Aici a trebuit să facă față asaltului de întrebări din partea jurnaliștilor. Procurorul Portocală, așa cum este poreclit, a ezitat să răspundă. Bună, s-a aruncat dosare? A fabricat dosare penale, domnule Negulescu? Nu dau niciun fel de declarație. Da, de ce nu dați declarații? Vă rog frumos, nu mă atingeți, ca să pot să merg. Ați influențat declarațiile martorilor? Puteți da voie să merg? Este un grup infracțional organizat acolo? Domnule procuror, dumneavoastră ați măsluit probe? Peste toate întrebările jurnaliștilor s-a așternut liniștea. Potrivit unor surse judiciare citate de Mediafax, Negulescu a fost audiat într-un dosar privind o plângere făcută de un magistrat pe care acesta l-a trimis în judecată. Sursele precizează că este vorba despre o plângere depusă de un magistrat care era cercetat într-un dosar instrumentat de Negulescu, care a fost clasat de procurorii de la parchetul general, însă judecătorii au infirmat decizia constatând lipsa efectivă a anchetei. Reamintim faptul că secția pentru procurori din cadrul Consiliului Superior al Magistraturii a decis pe 30 ianuarie excluderea din magistratură a procurorului Mircea Negulescu, acuzat printre altele că a luat legătură cu un suspect în mai multe dosare. Pe numele fostului procuror DNA Prahova au fost depuse la parchet mai multe plângeri penale. Pe numele său au depus denunțuri atât Vlad și Andreea Cosma, cât și, se pare, Sebastian Ghiță.